Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit din nou pe canalul Bancuri de la A la Z. Hai să mai spunem câteva glume, bancuri și anecdote. O blondă însărcinată merge la medic. Medicul o consultă și îi spune: felicitări, aveți gemeni. Blonda se ține de cap și zice că vai de mine, vai de mine. Medicul nedumerit o întreabă: ce s-a întâmplat, de ce sunteți întristat? Blonda zice că vai, nu știu, ce o să-i spun soțului, de unde a doilea? Maria avea 15 ani. Dar lui Gheorghe pentru asta i-a dat 20 de ani. Merge o doamnă la medicul psiholog. Domnule medic, vă rog foarte mult să mă ajutați. Nu știu ce se întâmplă cu soțul meu, dar ultima vreme parcă e nenormal. Intră în casă și deodată începe a mă bate până și sare sângele de mine. Și nu știu care e cauza. Mâncare gătesc normal, gustoasă. În casă e ordine. Nu știu ce e cu dânsul. Vă rog mult să mă ajutați. Doctorul se uită la dânsa și spune că da, e un caz specific, interesant, dar dă să încercăm o metodă. Timp de o săptămână, încercați să șerbeți romaniță, faceți o tinctură de romaniță puternică și încercați când intră soțul în casă să faceți clătiri cu tinctura aceea. Piște o săptămână, vine înapoi doamna la medic bucuroasă: domnule medic, vă mulțumesc foarte mult, mi-a ajutat, soțul a venit în șire și nu mă mai bate. Medicul zice că uite, vezi ce înseamnă să taci din gură când trebuie.